social. În ultima vreme, este un capitol destul de vast și e chiar, aș spune, la un moment dat chiar detaliat. În ultima vreme, ați văzut și dumneavoastră, mulți dintre investitori nu prea mai vin în actual context în Republica Moldova. Mulți dintre cei care sunt în Republica Moldova acum intenționează să se retragă. România este primul partener economic al Republicii Moldova în acest moment și trebuie să ținem cont de această realitate. În plus, intenția noastră prin promovarea acestui program este tocmai de a deschide o nouă fereastră a oamenilor afaceri români către Republica Moldova prin promovarea unei serii de măsuri economice care să încurajeze să vină să investească aici în Republica Moldova. Noi considerăm că este foarte important. Acum câțiva ani chiar spuneam într-un apel către oameni de afaceri în România, ziceam, oameni de afaceri români, treceți prutul. Fiți prezenți aici, pentru că fără o prezență economică și financiară intensă, nu vom putea vorbi niciodată de un spațiu comun de identitate, spiritualitate și cultură românească în această parte a Europei. De asta noi am considerat că este foarte important să asigurăm, să lăsăm o mare parte din programul nostru necesității investițiilor în Republica Moldova.